Mi-a dat un beat o țigară, îi mulțumesc frumos. Care că e ultima care a fumat studiul de atunci. Sau mai poate mai fac el. Abar. Și acum drojdierul ăsta, cel mai tare din București, cel mai tare bețiv din București, se duce a doua zi la job. Ce meserie avea? Bă, nu știu. Stai să mă gândesc. Electrician. Asta am făcut și eu și pot să intru în asta. Bună dimineața! La oia. Oia, bună dimineața! Ce-ai făcut, băi? Cum să-i punem numele? Ionel. Ionel, Ionelule! Îi zice șeful. Ce mai faci, băiatule? Făce-o la bine, am fost o bolnavie. Să ne cuci de tine. Bine, ai fost bolnav. Era într-o pasă bună, șef. Fii atent că avem treaba asta. Ala sunt atent, eu întotdeauna sunt atent. Da, ești atent și când ești neatent, nu? Și când ești neatent. Da, să trăiți, sunt și când. Băi, aici nu e armată. Este un job original, zice șeful. Ăștia vorbim toți cu original. Aceea am înțeles. Domnul șef, suntem într-un job original. Exact, suntem în cel mai original job. Ce trebuie să facem? Băi, trebuie să schimbi niște becoaie. Ce aveți, domnul șef? V-ați bătut cafeluța de dimineață? Normal că mi-am băut cafeluța. Șeful când bea cafeluța, de fapt, bea botculiță. Îl chema Halimoșa pe șef, că îi plăcea să mănânce mult. Domnul Halimoșa, ăla, da, cafeluța a fost bună. Era tare. Atunci, bună cafeluță. Ne dai și nouă cafeluță? Băi, cine ai bani? Ia cumpărați tu cafeluța ta. Și uite, Ionelu face figuri la băiat. Hai, ia becurile astea și schimbă-le. Urcă-te pe stâlp și schimbă-le. Și altceva, băi, facem niște, pozăm niște cabluri, le punem așa, le băgăm în doze și după aia trebuie să le tragem. Trebuie să tragem niște cabluri, să mai facem alt circuit. Păi proiect ceva, domnul Halimos. Proiect? Proiectul facem pe loc. Așa, echipament de protecție. Ce protecție, bă? Bă, unde crezi tu? Suntem în perioada de tranziție. Suntem în criză. Da, vedem. Vedem de la cafeluță. Nu e de la cafeluță criza. Adică, ce zici ceva? A? Fii atent că erai propus de primă luna asta. Da, domnul Halimoșa, am înțeles, sunteți original. Because I love you, my people, my dear friends, vă zic că și voi sunteți originali. Vorbește frumos, domnul șef a învățat limba engleză. Și Halimoșa era boșorob. My dear friends, I said you goodbye. I want this, I dream on, all that is go on. Îi cânta Ionel. Ăla, ce-ai zis, mă, acolo? Păi nu știți limba engleză? Păi ce-ai zis tu în limba engleză? Păi mi-a zis nepoțica mea, cum să zic. Să vă zic vouă, să vă impresionez. Și nu știi ce-ai zis? No. Atunci ordine. Se apucă ăștia, fac treaba. Băieți, papal, bă, trage de ăla, bă, bagă aia, hai, urcă-te tu la aia, pac, s-a urcat Ionel, pac, bă, la doză, pac, se uita unde sunt alea, pac, într-o oră era gata. Gata, domnul Halimoșa, gata, acum program de curățenie. Ce? Din curte adunați gunoaile. Păi suntem electricieni, n-are nimic, sunt îndatoriri. Deci noi suntem datori? Da, hai. Adunește gunoaile, pac, tomberoanele, iale. După gata, am terminat. Nu s-a terminat programul încă, acum mergem să facem aerisirile că a venit toamna.
Ăștia? Și când l-am pauzat de masă? Ce vreți să faceți? Ăștia? Și începea să urlă. Didi! O femeie de acolo. Mânca mei flăcii! Ăsta Ionel. Fă-tu-vă în gură! După mai era unul. Domnul Halimoșa, când ne dați 30% în plus la salariu, că acum lucrăm și altă meserie? Bă, ești nebun? Ionel, aoleu, abia aștept să dea de aia. Aoleu, îmi trebuie tratament. Cobere. Un program de lucru obișnuit. Pentru Ionel, Ionelule, ce mai faci, drăguțule, vom continua cu alte episoade.